Comisia Consiliului Electoral a Circumscripției Electorale numărul 10 a urmărit cu atenție reacția doamnei Ghilan în public și vine cu o replică. Deci, doamna Ghilan a luat o poziție puțin greșită. Dumnezeu, tratăm ca o intenție din partea dumnei de a provoca careva neliniște în societate și induce unii actori sau publicul în eroare. Dumnezeu vorbește despre o hotărâre a instanței de judecată din luna iulie, pare mi se, sau primăvară-vară 2023, prin care a fost lăsată hotărârea irevocabilă, deci i-a dat dumnei dreptate. Deci, ca să înțeleagă toată lumea sau persoanele interesate, cel puțin de cazul dat, facem o clarificare. ANIU sau Autoritatea Națională de Integritate a mers în instanță cu solicitarea de a ridica mandatul doamnei Ghilan Maria înainte de termen. Deci, conform legii 133 din 2016, expres prevede că la încetarea mandatului de drept, ori destituirea din funcție sau eliberarea din funcție, atunci dumneavoastră nu mai poate ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. De aia instanța de judecată și i-a respins ANIU-ului solicitarea de a ridica înainte de termen, pentru că niciuna din aceste trei clauze nu au produs efect juridic. Deci doamna Ghilan Maria nu a indicat hotărârea Curții de Apel, care a fost recent, în data de 4 octombrie 2023, prin care dumneiei solicită de la instanțele de judecată să oblige Autoritatea Națională de Integritate să-și retragă actul. Hotărârea Curții de Apel din data de 4-2023, de ca completul de judecată, a citit următoare: se respinge apelul declarat de către Ghilan Maria împotriva Autorității Naționale de Integritate. Ceea ce înseamnă că actul emis de către ANI este valabil și nu poate fi tratat nici prescris sau caduc sau fără efect juridic. Următorul moment. Deci, CCE din nivelul 1, 10-1 Căinari, 10-2, scuzați, Căinari, a validat data de 17 prin hotărârea numărul 47 mandatul primarului ales doamnei Ghilan Maria. Automat la validarea mandatului pentru primarul nou sau mandatului nou, mandatul care a fost până acum, el încetează de drept. Deci CCE 10-2 a dat start sau a dat naștere la efectele juridice a actului de constatare. Deci dumneiei acum a primit mandat nou. Ori mandatul a încetat de drept. Deci mandatul de 4 ani care a fost din 2019 până acum. Ce de nivelul 1-10-2 la emiterea hotărârii numărul 47 nu a luat în considerație toate momentele și nu a examinat cazul sub toate aspectele. Următorul lucru, ceea ce ține de comentariul doamnei Ghilan Maria în parte ce ține de invalidarea scrutinului electoral în circumscripția electorală Căinari, iarăși dorim să facem o precizare. Hotărârea numărul 47, punctul 1, se expune asupra validării mandatului de primar și consilier local în exclusivitate în privința doamnei Ghilan Maria. Punctul 2, se validează mandatul de primar a doamnei Ghilan Maria. Nu se vorbește în general despre consiliul local orășănesc Căinari. Deci dumneiei invocă o hotărâre numărul 48, care nu a fost denunțată de către domnul Rușcanu Oleg, care Comisia Consiliului Electoral a Circumscripției Electorale numărul 10 nu a obiectat față de ea și nu a fost supus examinării în fond. Deci presupunem noi că hotărârea numărul 48 se referă anume la Consiliul Local Orășănesc al Căinari. Deci dumnealor au mandat din data de 17, sunt în funcțiunea atribuțiilor sale și le dorim succes în continuare. Dar doamna Ghilan
trebuie să-și revendice drepturile sale presupus a fi încălcate în instanțele de judecată și pe cale legală. Pentru că acțiunile dumneiei și expunerile în public le tratăm ca organ electoral de nivelul 2, ca o chemare a persoanelor la careva acțiuni, ceea ce pot pune în pericol liniște sau rânduirea constituțională din societate. Deci dumneiei a luat o poziție greșită care poate să perturbeze sau să răstoarne careva procese de ordine publică. Ori dumneiei nu are decât a clarifica pe puncte toate etapele sau toate instanțele de pași din instanțele de judecate care, deci dumneiei a vorbit, a luat o poziție care este mai mult favorabilă pentru calitatea ei de candidat la funcția de primar. Însă menționez că dumneai n-a vorbit despre hotărârea Curții de Apel din 4 octombrie 2023, prin care instanța de apel încă o dată respinge solicitarea dumneai și lasă actul în vigoare. Iar hotărârile Curții de Apel sunt executorii. Deci Comisia Consiliului Electoral Circumscripției 10, numărul 10 Raională Căușeni, s-a condus în exclusivitate de probele prezentate, a analizat minuțios și hotărârile instanței de judecată, după care a emis o hotărâre. Și iarăși că, cum în cazul orașului Căușeni, hotărârea Comisiei nu este una executorie. Deci este executor, nu este irrevocabilă și definitivă. Deci dumnealor au că de atac pentru a-și demonstra poziția și a prezenta